75% dintre români cred că autoritățile nu sunt suficient de transparente în privința vaccinurilor, arată datele celui mai recent studiu Eurobarometru. Cei mai mulți, 39%, cred că Uniunea Europeană joacă un rol cheie în asigurarea vaccinurilor anti-COVID-19. Colegul meu, Rafael Varga, editor corespondent al EvNews, analiza datele. Rafael, ce ne spun cifrele? Bine te-am găsit. Cei mai mulți dintre români tind să creadă că autoritățile publice nu sunt suficient de transparente și vorbim despre 37% din cei chestionați, pe când 34% sunt convinși de acest lucru. 16% tind să nu fie de acord, pe când 5% sunt total în dezacord cu această afirmație. La nivel european, 21% dintre respondenți sunt convinși de acest lucru, 36% tind să creadă, pe când 9% cred fix opusul. Spune-mi, te rog, de la cine așteaptă românii informații despre vaccinuri? Cei mai mulți, adică 57%, cred și acceptă informații despre vaccinare de la medicii specialiști și chiar de la farmaciști. Pe locul 2 sunt autoritățile publice cu o rată de acceptare de 38%, urmată de specialiștii Uniunii Europene, cu un procent de 29%. În mass media, cred doar 11%. Încă o întrebare, Rafael, care este părerea românilor cu privire la implicarea Uniunii în accesul la vaccinare? Cifrele ne spun că cei mai mulți tind să creadă că Uniunea Europeană joacă un rol cheie în asigurarea faptului că putem avea acces la vaccinurile anti-COVID-19, mai exact 46%. 24% sunt convinși, în timp ce 13% tind să nu fie de acord, pe când 6% sunt absolut convinși că Uniunea Europeană nu are niciun rol. La noi în țară, 36% sunt convinși, 39%, adică cei mai mulți, tind să creadă că Uniunea Europeană joacă un rol cheie.